Doamnelor și domnilor, bună seara, bine ați revenit la Actualitatea. Să știți că și la Cotroceni, și la PNL, și la PSD, și la UDMR e în continuare tăcere în legătură cu scandalul Bode. În ciuda tuturor scandalurilor în care este implicat, ministrul de interne e de neclintit și de neatacat de către politicieni, iar noi o să vă arătăm de ce. Ce este însă poate mai important e cum a ajuns coaliția de guvernare să transforme larga majoritate cu care se tot laudă într-o armă cu care să reducă la tăcere și opoziția, și criticile presei, și ale mediului de afaceri, ori de câte ori vine vorba de chestiuni incomode. Cu complicitatea unor canale de știri și a unor site-uri care vorbesc de dimineața până seara despre orice altceva ca să ascundă aceste subiecte delicate, politicienii de la putere ne toarnă tot felul de povești. Ciucă ne ia de pildă, v-am arătat aseară, cu economia sofisticată și complexă care ne va duce pe noi în top 10 state dezvoltate, noi neavând autostrăzi, spitale, școli și ANAF digitalizat, de pildă. Grindeanu ne spune cum va numi el manageri cu prestigiu internațional la Tarom și la CFR. Iar ministrul de finanțe bate câmpii despre tot felul de investiții plănuite în buget, când în realitate se împrumută de miliarde de euro ca să plătească salarii grase clientelei din aparatul de stat. Azi, de pildă, o să vă arătăm cât câștigă puzderia de consilieri parlamentari, dar și șoferii sau liftierele care roiesc în jurul aleșilor. Dar, pentru că vorbeam de Ministerul de Finanțe, o să discutăm în emisiune și despre capcana în care a căzut din propria prostie statul român, după ce s-a lăudat că o să suprataxeze companiile din energie ca să împartă pe urmă banii celor vulnerabili. În decembrie, cred că vă amintiți, imediat după Crăciun, guvernul le anunța nervos tare, oricum pe Austria după episodul Schengen, nervos pe firmele austriece în general, că va lua bani mulți de la OMV Petrom, vârful, nu, companiilor din energie. Astăzi aflăm că nu-i va lua, pentru că ministrul Căciu nu s-a documentat înainte să vorbească. Compania ar trebui să aibă 75% din cifra de afaceri provenită din extracție și producție ca să poată fi taxată, potrivit regulamentului european, iar ea are mai puțin de atât, pentru că are și multe alte activități, cum ar fi benzinăriile, care nu fac obiectul taxării. Dar o să detaliem un pic mai târziu. Vi prezint pe invitații din platou, Claris Dinu, redactor șef Hot News, bună seara! Bună seara! Consultantul politic, Alexandru Coita, bună seara! Bună seara! Emilian Isailă, editorialist, spotmedia.ro, bună seara! Mulțumesc, bună seara. Foarte mult! Mulțumim mult! Și în legătură cu noi, fostul secretar general al PNL, domnul Dan Vâlceanu. Bună seara, domnule Vâlceanu! Bună seara! V-am invitat pentru că noi am arătat de-a lungul mai multor emisiuni și tocmai ce am zis și adineauri, e o tăcere asurzitoare, ca să zic așa, în legătură cu personajul Lucian Bode și cu toate problemele în care este implicat, cea mai recentă și cea mai arzătoare fiind asta cu plagiatul confirmat de Universitatea Babeș-Bolyai. Ați fost secretar general în PNL, funcție pe care o ocupă acum domnul Bode. Care e în PNL, cum e privit domnul Bode în momentul ăsta? E o vulnerabilitate pentru partid? De ce se tace atât în legătură cu el? Eu cred că este important să observăm că de când există acest episod cu domnul Bode și plagiatul, nu mai sunt liberali totuși care să vorbească. De obicei mai erau invitați la emisiuni, colegi din partid, veneau la emisiuni, explicau, exprimau un punct de vedere al partidului. Acum, foarte greu, nu știu dacă mai găsim membrii Partidului Național Liberal care să vină și să exprime poziția ale partidului în emisiuni, pentru că știu că vor fi întrebați despre problema asta și practic nu știu cum să răspundă. Sau acum nu exagerați nici noastră, o să fie întrebați la, cred că, o televiziune și câteva site-uri de știri aici reprezentate. Nu cred că o să fie întrebați la alte canale de televiziune. Să fim serioși, că nu există subiectele. Ce spuneți dumneavoastră este factual, dar totuși atunci când există un asemenea subiect și știi că e de interes, te aștept să te întrebe. Dacă întreabă totuși, ce o să răspunzi? Nu e așa că sunteți nevinovat? Nu știu, cam asta cred că o să fie întrebat domnul Bode. Sau știți, da. Nu, domnul Bode e în instanță și nu poate, nu pot să-mi exprim punct de vedere pentru că trebuie să spună instanța. Bun, redevenim serioși, domnule Vâlceanu. Da, vă întrebam... În subiectul ăsta nu se aplică.
Pentru că aici nu este vorba de faptul că domnul Bode este acuzat de o faptă, eu știu, penală sau de un lucru pe care să-l fi făcut, nu știu, în exercițiu funcției. Nu. Aici, pur și simplu, sunt organisme profesionale, cum e NATCU sau universitățile, sau sunt universitățile care își exprimă un punct de vedere și din punctul ăsta, și în, sub acest aspect, nu există un alt organism al statului care să, eu știu, exprime legal să dea legal un verdict. Ce s-ar întâmpla dacă domnul Bode, nu știu, poate prin îndemnul cotrocenilor, poate prin alte canale, știu eu, ar fi îndemnat măcar să plece, la cum simțiți lucrurile acum, să plece din funcția de ministru, mă rog, că ce se întâmplă în partid probabil că trebuie discutat acolo, dar noi vorbim acum de funcția publică care ne interesează pe toți, care are o rezonanță nu doar internă, ci și internațională care ne privește, apropo de dosarul Schengen. Deci ce s-ar întâmpla? Cred că în acest moment, dacă cineva ar spune domnului Bode să demisioneze, domnul Bode ar spune că ar face acest gest în momentul în care și premierul ar face acest gest, pentru că sunt într-o situație similară. Și în momentul ăla, cred că s-ar închide discuția. Da, interesantă observația, Clarice Dinu. Domnul Ciucă preferă să se uite în altă parte, cu totul, pe pereți, pe orice altceva, pe economia aia sofisticată de care ne povestea ieri și așa mai departe, doar să nu mai sufle o vorbuliță despre toată povestea asta. L-a pus pe purtătorul de cuvânt, Dan Cărbunaru, să zică, domnule, e un subiect în instanță, nu ne pronunțăm, noi nu știm, nu suntem de localitate. Asta e un pretext întotdeauna, este în instanță și nu spunem ce este. Nu e nimic în instanță, că nu e vreun verdict de... Ok, am înțeles. Da. Domnul Bode încearcă să blocheze, de fapt, încerca să blocheze Comisia de Etică de la Universitatea Babeș-Bolyai să se pronunțe. Ei, ea s-a pronunțat deja, gata. Ei, nu poate să cenzureze un demers pur academic printr-o decizie, pentru un demers în instanță. Comisia a zis clar suspiciunile de plagiat. Da, să știți că domnul Ciucă a reușit. Adică sunt sigur că știți că da, Ciucă a reușit și chestia asta în instanță. O să ajunge și a domnul Ciucă, că mă întrebase de domnul Ciucă. Și domnia sa este cu musca pe căciulă. Ce ai vrea să spun acum, să iasă, să spună Lucian Bode, te rog frumos să aduci un deserviciu guvernului, te rog frumos să demisionezi sau demisionează, să-i dea un ordin să demisioneze. Până la urmă este șeful său la guvern, este șeful său la partid. Cum să facă asta în condițiile în care și asupra domniei sale planează niște acuzații, niște suspiciuni? Da, întrerup, cu Sorin Câmpeanu, cum a făcut? Păi acum, cui folosește domnul Lucian Bode? Asta. Și aici domnul Vâlceanu poate ne-ar explica, poate știe domnia asta mai mult. Noi în Hot News, colega mea, Luminița Pârvu, a scris un material și a explicat cui folosește. Nu știu dacă domnul Vâlceanu l-a citit, dar poate ne spune din interior, de acolo, cât mai are și domnia sa acces la informații în Partidul Național Liberal. De ce este atât de important domnul Bode încât nimeni nu are decența de a-i cere să facă un pas în spate? Importanța domnului Bode în acest moment este generată de situația similară în care se află cu președintele partidului. Și tocmai de aceea, în opinia pe care am exprimat-o public, eu am făcut referire la amândoi. Nu puteam să descriu că domnul Bode e într-o situație care necesită demisie fără să spun și de domnul Ciucă același lucru, pentru că de fapt, pentru că atunci ar fi semnat să fiu incorrect. Sunt convins că dacă domnul Ciucă nu s-ar fi aflat în această situație, domnul Bode ar fi fost demis. Domnule Vâlceanu, mă scuzați. Ceea ce m-a făcut pe mine să am exprimarea asta publică sunt cuvintele președintelui României și inclusiv ale domnului Bode la un alt post de televiziune în care spuneau că plagiatul este un furt și că trebuie să răspunzi pentru asta. Am arătat și noi declarațiile astea din trecutul celor doi. Din 2014 până acum, cred că cel puțin de 7-8 ori președintele Klaus Iohannis era foarte ferm. Exact. Că acum este toleranță zero până anul trecut când a fost discuția cu plagiatul domnului Bode, Ciucă. La interviul ăla unde i s-a periat imaginea la un alt post de televiziune a zis, domnule, plagiat, păi da, e de condamnat așa ceva. Neștiind acum, că, mă rog, se va pronunța până la urmă comisia... Gândiți-vă totuși că suntem un partid politic și vor urma campanii electorale.
nu trebuie să vină cineva de la PSD să spună că, uite domne, plagiatul e un furt și cum explicați situația domnului Bode și a domnului Ciucă. Pentru că ei au și problemele lor din punctul ăsta de vedere, dar vor spune exact acest lucru. Nu noi PSD am spus asta sau nu noi, nu știu, AUR, ci președintele României și inclusiv domnul Bode. Dar, acum, domnule Vâncean, vă explicați dumneavoastră, domnule panelist, cum vă raportați la cuvintele domnului președinte și al domnului Bode, spunând lucrurile astea și, a faptului, și la faptul că nimeni din partid nu a ridicat această problemă vreodată. Tocmai ăsta este lucru care m-a făcut pe mine să am o exprimare publică, să spun, domnule, totuși a trecut un an. A fost timp suficient să se lămurească situația asta. Și cred că la un moment dat minima moralitate te împinge să faci un pas, adică să-ți dai demisia.